Câteva cuvinte doar despre inteligența animalelor, păsărilor, insectelor și modalitățile lor de comunicare. Ne gândim la inteligență în legătură cu propria noastră capacitate cognitivă. Există inteligență verbal-lingvistică, abilitatea comunicativă, inteligență spațială, abilitatea de a observa lumea cu ochiul minții, inteligență logico-matematică, abilitatea de a rezolva probleme matematice și inteligență emoțională, abilitatea de a identifica și gestiona propriile emoții și emoțiile altora. Inteligența animalelor poate fi definită ca o combinație de abilități care permit animalelor să trăiască și să se adapteze la mediul lor specific. Creierile non-mamiferilor sunt greu de descifrat, nu numai pentru că sunt structurate diferit de ale noastre, ci și pentru că este dificil să se conceapă o inteligență care nu seamănă cu a omului. S-a descoperit că peste 100 de specii de viețuitoare demonstrează abilități uimitoare de inteligență și comunicare. Comunicarea prin utilizarea apelurilor de alarmă între specii este destul de frecventă în lumea aviară, deoarece o pasăre care ascultă apelurile de alarmă a altora ar putea obține informații ce le-ar putea salva viața. De exemplu, membrii unei specii numiți puii de pădure sunt pricepuți la depistarea pericolului și se știe că peste 50 de specii diferite de păsări răspund la alarmele lor. Chiar și unele specii de șopârlă, care nu vocalizează deloc, pot înțelege apelurile de alarmă relevante pentru ele. Animalele, inclusiv păsările, sunt mai mult decât ceea ce par. Ele sunt creaturi cognitive, inteligente, așa cum o definește Webster, capacitatea de a învăța sau a înțelege lucruri ori de a face față unor situații noi sau dificile. În mod clar, nu suntem singurele animale care posedă capacități cognitive și emoționale de a suferi pierderea cuiva, spunea Mark Bekoff. Un studiu publicat în Current Biology sugerează că păsările sunt cu adevărat viețuitoare inteligente, deoarece printre ele pot forma, printre altele, ele pot forma grupuri sociale alcătuite din sute de exemplare, contestând astfel noțiunea că numai creierile mari sunt o cerință pentru grupurile sociale complexe și oferind un indiciu cu privire la evoluția acestor grupuri. Unele păsări sunt capabile să zboare mii de mile în timpul migrațiilor bianuale, să folosească instrumente pentru a-și procura alimente și chiar să numere de la stânga la dreapta. Unele păsări au abilități de raționament, cum sunt corbii, comparabile cu cele ale unui copil de 7 ani. Există peste 10.000 de specii de păsări în întreaga lume. La fel ca și caracatițele, creierul păsărilor nu are nicio legătură cu structura creierului uman, este total diferit, care și sunt responsabile de percepție, memorie, luarea deciziilor printre altele. Cu toate acestea, corvidele prezintă niveluri de cunoaștere comparabile cu ale primatelor. Unele insecte au mai multe în comun cu oamenii decât ne-am închipui. Ele merg pe distanțe mari pentru a-și găsi mâncare, evită prădătorii, comunică și îngrijesc copiii și așa mai departe. Complexitatea repertoriului lor comportamental este comparabilă cu cea a unui mamifer. Cercetările din ultimele decenii au arătat că unele insecte studiate sunt capabile de comportamente inteligente uimitoare, de la recunoașterea indivizilor până la folosirea unui limbaj simbolic într-un comportament specific. În ultimii ani s-a dovedit că albinele sunt capabile de o varietate incredibilă de comportamente inteligente. Albinele au abilități vizuale și de specialitate utilizate pentru a-și găsi drumul de la stup la flori și înapoi. Albinele au dovedit chiar că pot să memoreze fețele umane. Albinele nu sunt singurele insecte inteligente. Există peste 1 milion de insecte descrise, dar doar pentru câteva s-a studiat, câteva au fost studiate în ceea ce privește inteligența. Insectele din subteran și cele de la suprafață pot comunica între ele prin intermediul plantelor, care sunt folosite pe post de sisteme de emisie-recepție. Astfel, insectele care trăiesc sub pământ emit semnale chimice de avertizare prin frunzele plantelor, indicând insectelor de pe sol că vegetalele sunt ocupate. Insectele mâncătoare de frunze de la suprafață
preferă să consume plantele care nu au fost deja abordate de insectele din subteran, mâncătoare de rădăcini. Prin intermediul plantelor, insectele din subteran pot comunica de asemenea cu o terță parte, dușmanul natural al omizilor, care este viespea parazită. Ele își depun ouăle în interiorul insectelor de la suprafață. Viespele profită de asemenea de pe urma semnalelor volatile emise de plante, ceea ce le ajută la identificarea unei gazde bune pentru a-și depune larvele. Orice vietate posedă un anumit fel de inteligență, care în cele mai multe cazuri este subestimată și chiar neluată în seamă de către om. În cazul noțiunilor noastre legate de limbajul complex, biologii contemporani recunosc cel puțin 5 instincte fundamentale, cel al foamei, al reproducerii speciei, inclusiv creșterea și îngrijirea puilor, instinctul somnului, al îngrijirii învelișului exterior și instinctul contactului social, al vieții sociale. Ca și oamenii, unele păsări și alte vietăți posedă acea însușire de a plăcea mai mult reprezentanților sexului opus a aceleiași specii. Astfel, o femelă poate fi considerată mai atrăgătoare, ea fiind curtată de mai mulți masculi, între care se va crea o rivalitate. Dar, imediat ce femela își alege partenerul, ceilalți rivali se vor retrage. Nu există niciun dubiu că toate viețuitoarele comunică atât între ele în cadrul aceleia specii, dar și cu altele, din alte specii, din specii diferite, cu scopul de a face schimb de informații. Însă limbajul folosit de celelalte viețuitoare este cu totul diferit față de cel folosit de om și tocmai de aceea acest limbaj încă reprezintă un mister pentru noi. Fiecare specie de animale, plante, insecte are propriul limbaj de comunicare, cântec, gesturi ale corpului, mimică, miros, atingere, diferite sunete, culoare, comportament, limbaj chimic, ori un ansamblu complex de semnale. Limbajul vietăților este compus din tonuri și sunete a căror intensitate transmite esența mesajului. Cercetările întreprinse de specialiști au arătat că viețuitoarele pot comunica între ele prin limbaj sonor, limbaj cromatic, gestual, imitativ, olfactiv, chimic, tactil, vizual, luminos și electric. Așa cum oamenii cresc și păstrează vitele pentru a se hrăni cu produsele lor, anumite furnici din jungla amazoniană cresc afide, îngrijindu-le și transportându-le pe diferite plante. Le construiesc adăposturi și le duc în mușuroi sub pământ, aducându-le hrană vegetală. De asemenea, furnicile protejează avidele de alți prădători de insecte. Comportamentul furnicilor în acest sens este semnificativ de diferit de al altor animale sau insecte. Singurele animale care fac acest lucru sunt oamenii și furnicile. Insectele se dovedesc adevărați inventatori ai tehnologiei, ele folosindu-și tehnologiile într-un perfect echilibru ecologic. Toate insectele eusociale care practică agricultura au propriile lor orașe care nu rămân în urmă față de orașele umane în ceea ce privește sofisticarea lor tehnică. Astfel, metropolele furnicilor sunt probabil cele mai complicate structuri construite vreodată sub pământ. Dacă furnicile ar fi la fel de mari ca oamenii, așezarea furnicilor Formica Essensis de pe insula Hokkaido din Japonia ar fi mult mai mare decât Tokyo. În mod similar, dacă termitele ar avea dimensiunea umană, atunci înălțimea unei mobile medii de termite războinice din Africa ar fi aceeași cu cea mai înaltă construcție umană, Burj Khalifa din Dubai. Privind în interiorul unui funicar construit de termite, cel mai mult am fi uimiți de capodopera sa arhitecturală. Modul în care aceste mici creaturi își construiesc funicariul este cu adevărat arhitectură a viitorului. Organizarea și traiul termitelor reprezintă una din cele mai perfecționate forme de viață din regnul animal. Coloniile lor variază de la câteva sute de indivizi la societăți enorme cu câteva milioane de indivizi. Reginele termite au cea mai lungă durată de viață cunoscută pentru orice insectă, unei regine trăind între 30 și 50 de ani. Coloniile de furnici și de termite sunt descrise ca superorganisme,
deoarece ele fac parte dintr-o entitate care se autoreglează, colonia însăși. Este necesar să începem să privim insectele ca rudele noastre eusociale, mai în vârstă și mai experimentate. Aceste animale urbanizate și comportamentul lor social sofisticat pot conține indicii importante pentru a ne face viitorul tehnologic mai sigur. Ar trebui să fim suficient de curajoși pentru a intra în lumea lor fără teamă. Undeva în lumea socială specifică insectelor se ascunde secretul echilibrului ecologic atât de absent în lumea noastră. Trebuie să găsim secretul modului de a integra tehnologiile noastre cu sistemul ecologic locuit de cel puțin 9 milioane de specii. Pe lângă toate acestea, minuscula furnică ne poate învăța multe lecții care se pot aplica propriilor noastre vieți. Pământul, ecosistemele, creaturile sale sunt toate profund conectate și există multe specii care depind unele de altele. La fel și ființele umane. Depindem de existența celorlalte specii. Trebuie să reînvățăm de la celelalte viețuitoare ceea ce noi am uitat prin îndepărtarea noastră de natură. Să învățăm acele lecții de viață care ne vor ajuta să evoluăm, uneori chiar să supraviețuim. Printre aceste lecții aș enumera compasiunea, iubirea necondiționată, loialitatea, recunoștința, sinceritatea și corectitudinea, iertarea, adaptabilitatea, ele ascultă cu atenție, au multă răbdare, respectul față de înțelepciunea bătrânilor, munca în echipă, avertizarea celorlalți în caz de pericol.